Iancu Sterp trece prin clipe dificile. Culiță a dat vestea despre fratele său, după ce fanii au observat că nu a mai apărut de câteva săptămâni, sperând să poată rezolva. Iancu Sterp este foarte activ pe rețelele de socializare, loc unde păstrează tot timpul legătura cu fanii săi. Însă, de câteva săptămâni, fratele lui Culiță nu a mai postat absolut nimic în mediul online, lucru care i-a făcut pe urmăritorii săi să-și pună tot felul de întrebări dar și să se gândească la diferite scenarii. Pentru a rezolva misterul ce are legătură cu absența fratelui său, Culiță Sterp a făcut un videoclip în care dezvăluia ceea ce s-a întâmplat cu Iancu. Motivul pentru care Iancu Sterp nu a mai postat nimic în online. Întrebat pe platforma TikTok de către un internaut de ce fratele lui nu a mai fost activ pe rețelele de socializare de o bucată destul de mare de timp, Culiță Sterp a povestit care este cauza. Artistul a dezvăluit că în urmă cu două sau trei săptămâni Iancu și-a pierdut telefonul și nu l-a mai putut găsi chiar dacă a folosit una dintre aplicațiile special concepute pentru astfel de situații. Se pare că fratele manelistului avea toate parolele trecute în notițele mobilului, iar acum acesta nu mai poate intra pe nicio platformă. Foarte multă lume m-a întrebat despre Iancu. Hai că-ți răspund ție! Iancu a avut o problemă cu telefonul, l-a pierdut în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, ceva de genul ăsta. L-a scăpat într-o apă, e o poveste mai lungă, nu l-a mai găsit nici prin fiind mai iPhone. El toate parolele le avea salvate acolo la notițe și acum nu-și mai știe parolele să intre nici pe Facebook, nici pe Instagram, nici pe TikTok, nici pe YouTube, a declarat cântărețul. Un alt lucru pe care vedeta l-a mărturisit a fost reacția pe care el a avut-o atunci când a aflat ce s-a întâmplat. Culiță a fost rea dreptul amuzat atunci când a văzut în ce situație a ajuns Ian cu sterp și că acesta nu își amintește nici măcar parola de la propriul său mail. Însă, cei doi speră ca totul se va rezolva cât se poate de curând pentru ca vedeta să-și poată relua activitatea zilnică din mediul online. Eu am râs puțin când am auzit că e un pic așa aiurit, că nu știe nici parola de la mail. Sperăm să poată rezolva, ca să-și recupereze conturile. De aia nu a mai postat nimic nicăieri, a mai adăugat manelistul.